Echipa masculină de polo a clubului Steaua București susține la finalul acestei săptămâni meciurile din primul turneu final al campionatului național dedicat juniorilor 2. Antrenorul principal, Alexandru Deacu, lucrează din 2015 cu acești sportivi și este convins că Steaua are șanse mari să-și apere titlul cucerit în 2019. Sunteți în fața primului turneu final. Cu ce gânduri? Bineînțeles că vrem să menținem aceeași performanță și să continuăm la fel, să ieșim campion cu această generație pe care am antrenat-o și este foarte, foarte bună. Care sunt taturile băieților tăi? În primul rând, sportivii pe care îi antrenez au făcut parte și din lotul național de Under 17. Au fost 7 jucători la campionatul european. Sunt jucători care se antrenează cu echipa de seniori. Sunt pregătiți foarte bine fizic și marele atual nostru este că jucăm acasă, unde ne simțim foarte bine. Portarul Ionuț Buligă știe care sunt taturile stelei în lupta pentru un nou trofeu și vede în Triumf București principalul adversar în turneul care se va disputa în bazinul din complexul sportiv Ghencea. Cum crezi că va fi turneul? Va fi foarte greu, având în vedere normele acestea și, nu știu, noi încercăm, luptăm și ne antrenăm din greu ca să reușim. Care sunt taturile echipei voastre? Avem viteză în primul rând și ne apărăm foarte bine. Portarul echipei de seniori, Mihai Drăgușin, îi susține și el pe juniorii lui Alexandru Deacu. În primul rând să aibă încredere în ei. Eu am încredere în primul rând în antrenorul lor, care este un tip deosebit și să-și apere în continuare campionatul și să dea tot ce au mai bun în ei. Al doilea turneu final al campionatului național de junior 2 va avea loc în luna iunie, la Oradea. În 2020, competiția a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus. Luptați!